te întreb, în momentul în care te duci la un amant cu 7 ani mai tânăr decât tine, ești și minor și tu îți lași copiii. Contează vârsta? Nu contează, nu. Acum e relativă treaba asta. Eu te întreb așa, când îți vezi copiii peste drum, care se joacă și pe care înțeleg că nici nu i-ai mai căutat, nici n-ai întrebat dacă au ce mânca, dacă se ocupă cineva de ei, la ei la serbare astăzi ai fost? Da, am putut eu să mă duc, mă amenț. Păi... Mai ales ai căsoas că m-a văzut toți nesâmțâta, eu te ninoroșita. Dar stai puțin, că Alin era la București plecat. A venit să-i dăm o casă. Era la București, Alin, dar sigur, dacă mă vede, ce să arată cum i-a zis. Dar stai puțin, Diana, tu ca mamă a acestor copii, poți trăi fără ei? Adică cum ai plecat singur așa la amant și ai lăsat copiii acolo? Și și vezi în fiecare zi peste gard. Dar nici nu pot să-i zic nimic al lor, că mă înjură. Dar... Dacă copilul și-a la foarte, nu pot să mă ating de el, că îl urmăresc, eu le din mână. Poți să-i zic ceva la copii? Bun, la telefon, numai puțin. La telefon este acum Andrei, nu știu dacă ăsta chiar e numele lui real, o să-mi spuneți voi, dar este vecin cu voi și vă cunoaște. Andrei, bună seara! Andrei, bună seara! Da, bună seara! Înțeleg că chiar te cheamă Andrei, pentru că mulți poate nu vor să-și dea numele adevărat, da. E problema lor. Bună seara, da, ca să nu-și facă probleme. Andrei, ești vecin cu ei? Andrei? Da, o cunosc mai mult pe Diana și știu cum pleca seara de acasă. Păi, când pleca seara de acasă și unde se ducea? Pleca seara de acasă când era împreună cu acest băiat. Veneau de acasă și o lua. Doi prieteni de-ai mei, ieșea cu ei în club, ieșea, se duceau în diferite locuri. Dar ce club? El nu știe nimic, poate să ducea la muncă sau poate... Da, asta cât timp a fost plecat Alin în Italia? Da, asta cât timp era Alin în Italia. Deci a ieșea cu Puștiu de 17 ani în club, spui tu. Da, cu prieteni de-ai lui. Dar ce club aveți acolo? În ce sat e? Nu, în ce oraș? Se ducea un oraș la club. Dar voi din ce sat veniți? Nu, în afară. Slobozia, Slobozia de Vaslui, da? Da. Județul Vaslui. Bun. Diana, tu l-auzi pe Andrei? Da. Are dreptate Andrei? Nu, n-are dreptate. Păi, de ce n-are? Adică, de ce dacă inventa? Eu ies seara după copii, fi la poartă, și nu iese nici în Andrei, de cinci pe aici, pe lângă noi. Ba da, este. Seara la poartă, seara ba, da, este, la poartă, este, e ora 7, eu vorbesc. Caută seara la poartă un copil 10, de 3 ani, care trebuie plecat la 9. Nu, eu copilul plângea noaptea, nici nu puteam să ies eu, mai ales în drum. Noaptea. Băi, eu te vezi cel mai mare dușman mi-e aproape acum. Bun, doamna Diana, haideți cel mai mare dușman, să presupunem... Cel dușmanul ceala vorbește aiurea. Stimată doamna cred. Diana, să presupunem că vă credem. Spuneți-mi și mie, că mie, eu dacă v-aș crede, vreau să-mi faceți filmul ăsta. Deci ați decis noaptea să plecați din casa soacrei și ați ajuns vis-a-vis la vecinul Cătălin. Terminată, speriată, amenințată de soacră. Și el ce v-a zis? Bună vecină, nu vrei să te iau de nevastă că-i trecut de 10 seara? Cum s-a întâmplat apropierea asta așa? Ia dă-mi-l puțin, Diana, dă-mi-l puțin pe iubitul tău la N-aude telefon. N-aude când vrea. Dă-mi-l puțin la telefon pe Cătălin, te rog. Alo, bună seara. Ce faci, Cătălini? Bine fac, domn. Mă bucur din suflet. Cred și eu, căldurică, iubita, iubită, știi tu vorba aia cu... N-o să zic proverbul, dar și tu aia cu găina, mă rog, ea e tânără, dar tu ești și mai tânăr, ești minor chiar. Cătălin! Și asta nu contează, domn. O să fiu de acord și cu treaba asta. Dar spune, când s-a înfiripat între voi relația asta? Ce s-a întâmplat în seara aceea când ai luat-o la tine? Păi, a fost a ei soacră, da. O pălăcrămioara, o bătut-o. O spus că o stat în casă timp de 8 ani cu o curvă. Vai, să nu mai vorbim așa, te rog frumos, hai să facem... Păi dacă așa o spus... Da, așa o spus sau așa, adică... Așa o spus ea, puteți să o întrebați. Așa a spus sau așa sau așa era? Cum să fie așa? Nu știm, că noi nu vă cunoaștem, vă întrebăm. O dat-o afară din casă și o bătut-o. O vrut să iei pe amândoi băieți, copii ai ei, și nu i-o dat. Dar tu la ce mi-ai bătut tu băietul? Ce-i dreptatea ca să-mi bați tu mie băietul? Nu. Jur tu pe ce-ai tu mai scump că eu am pus mâna pe copilul tău și l-am bătut? Eu jur pe ce-am eu mai scump, tu juri? Pe cine juri? Pe Diana?
Pe cine juri? Pe Diana sau pe Căniș din ograde? Dar nu mai jurați, că n-are asta importanță. Dar cum se bată el băietul, mai ales băietul meu? A, băietul tău? Da, Cătăline, stai puțin. Diana, lasă-mă puțin să vorbesc cu Cătălin. Cătălin, și tu când ai auzit că ea era bătută de și făcută în toate felurile de soacră, ți s-a făcut milă? Păi dacă am fost aici sau aproape lângă ea și o vedeam în fiecare zi, vână-te, peste tot, bătută aici sau în ochii mei, cum să nu? Și ce ai făcut? Te-ai dus și ai luat-o de mână și a zis, hai fata mea că am un culcuș cald pentru tine. A, doamnă, nu o luați chiar așa. Soacra i-a dat-o afară, o bătută. Da, dar cum a fost, domnul Cătălin? În seara aia, că aia ne doare pe noi. Deci a bătut soacra i-a dat una mai tare de a feri. Nu e adevărat. Și dumneavoastră v-a trezit cu ea în poartă și a zis, stai jos, dezbracă-te, nu? Da, nici chiar așa, domnul Sorin. Dar când i-a spus cu dezbraca? Spre dimineață. Domnul Cătălin, numai oameni așa la mișto dumneavoastră. Dumneavoastră e caracterul meu, plătit. Dar dumneavoastră aia care mă iau de prost, eu iau la mișto. I-a întrebat-l pe Alin. O legat-o, o vrut să o lezi de cal ca s-o târic, ca pe un bustian când a plecat în Italia. Păi, dar cum s-o târic de cal, măi? Asta-i, domnule, a legat-o până la urmă. Eu asta ca vrut să nu știu ce, nu prea vă cred. A refuzat calul. A refuzat calul, vorba lui Sorin. A vrut să-i facă nu știu ce, nu i-a făcut nimic. Până la urmă. Stai, vine acasă și întreabă taichiță, dar ce faci? Ai bătut-o, n-am bătut-o, că a avut noroc de copii, că altfel omoram și o aruncam într-o gândă. Lasă, dragă, că n-ai pățit nimic. Până la urmă ai avut timp. Da, nu bătă, dar chiar am o mașteră mai bună. Să deschizi ochii pe vecinul. O vine și m-a apărat, îmi dădea cu scaunul în cap. Diana, fii atentă. Hai că ce e între voi, între voi și eu m-am săturat, că și ieri am avut subiecte tot din astea cu sape, cu furci, cu... De nu mai pot. Cu copii, ce facem cu copii? O fată de 6 ani și un băiețel de 3 ani. Cea mai frumoasă vârstă în care deja ei se conturează, în care ai cu cine să te înțelegi, ai cu cine să te joci. Acum trebuia să fie și cea mai frumoasă perioadă din casa voastră, când vine Crăciunul. Ce faci cu copiii? Că înțeleg că vrei să iei la tine și să-i ți-i crească amantul. E adevărat? Amândoi, doamne, e adevărat. Vreau să-mi iau. Da. Stai puțin, da, Cătălin vrea să crească la 17 ani doi copii care nu sunt ai lui? Sigur că da. Da, dar tu când ai plecat de acasă cu Cătălin, de ce ne-a dus Mircea băietul la ora 6 la poartă? Și-o băte cu lanterna așa? Cum ce m-a dus la poartă? Că nu, niciuna asta la voi. Ai miciun? Ce te vrei și tu acum? Ai miciun? Diana, stai puțin. Diana, dar tu unde, unde ai să pui fetele, dacă, copiii, dacă ți-i, dacă ți-i dă? Că înțeleg că n-aveți decât o singură cameră acolo. O singură cameră și pe două pate. Unii patru eu. A, unii stai. Da. Adică, stai puțin, ei să doarmă cu tine în pat și cu Cătălin și cu părinții lui Cătălin, că dormiți toți în aceeași cameră. Nu doarmi cu mine în pat, am patul meu separat. Da, da. Aveți și fetiță, așa nu? Aveți și fetiță. Și fetiță. Ce vârstă are fetița? 6 ani. Doamne ferește, și soțul ăsta, tata Vitre, cum ar veni? 17. Dar ea s-a pus întrebarea dacă îi dau copii? Păi și cum aveți voi de gând să faceți? Ați făcut vreo acțiune în instanță, ceva? Sau? Nu, după ce plec de la București, o să o dau în instanță, îmi plătească pensia alimentară și se plece din sat. Eu? Nu, dar n-aș să plec din sat, uita niciodată. E mai greu. Să ducă la taică, să fie mai bine. Și am plecat de la ei, avea puște, avea armii, mă punea să fur, să-i dau să mănânci. Da? Din furat o trăit, altceva n-o trăit. Bravo mie, și tu de ce nu-i făcut așa? Porci, furat, de toate furau. Și tu de ce n-ai făcut așa? Asta a fost motivul de a pleca la ei, eu omor și un om omor taxul. Păi stați un pic, ori aveți vă lege de cal, ori vă punea să furați. Da, mă pune să fur ca să mănânci. Ca să nu vă lege de cal. Calul, am înțeles. Calul o trimitea să deci, problema de este că, iată, din nou revenim la cei care sunt foarte aproape de comunitatea asta și în care ar trebui să se întâmple niște lucruri când e vorba despre minori, mai ales că acești copii sunt martori la astfel de scene violente, la astfel de discuții, vedeți cât de agresivi sunt părinții și în ce termeni își vorbesc. Și stau și mă întreb dacă pentru copii o fi bine să trăiască în conflictul ăsta, îi desparte doar o uliță, pe o parte de uliță e mama și pe cealaltă parte e tatăl. Ați văzut cum își vorbesc. Așa că aici e marea problema noastră, a copiilor. Trebuie să crească copii, doamne, unde le este mai bine ca familie. Doamne, care vreți să vorbească, vă spun și Traian, trăiți eu cu Alin. Dar de ce nu te-ai dus la poliție? La poliție ai fost? Bună seara, doamnă, Mirea. Cine sunteți? Bună seara. Sunt o vecină. O vecină? Da, cred că e soară. N-are importanță, nu vreau să-mi dau. Sunteți mama lui Cătălin. Sunteți mama lui Cătălin, așa e? Sunt o vecină. Sunteți mama lui Cătălin. Bine, vă ascult, ziceți. Da. Am și o întrebare la Ionuț, la Alin, cum îl mai cheam. De ce am mai plecat în Italia, dacă el o știu că o dat cu par în cap? Domnule, o ninorosit un om. Ți-i sămânță de criminal. De ce a făcut treaba asta? Nu s-au gândit.
Tu ai dat cu parul în cap? Aline. Măi, Aline, dar de bătut ai bătut-o, cu biciunea ai dat, cu parul în cap la om ai dat, de furat ai pus-o să fure. Păi stai puțin că nu ești deloc sfânt. Doamna Mirea, asta o stat fugării prin Italia. Ca să știi, o țară întreagă. A, deci el a fugit de autorități. A fugit 3 luni în Italia ca să nu, să nu afle nimeni că el a dat cu parul în cap. A fugit 3 luni din Italia. Dacă era vinovat și era în urmărire și cercetat... Dacă era în urmărire, general, nu mai veneam în țară, doamnă. Dar băiatul ăla a murit? Da, nici nu știu despre cine-i vorba. Dar a murit? Bărbatul a murit, căruia i-a dat cu parul? Nu el. Nu el, a avut o bundică care a murit cu un an înainte. Bun, concluzia. Dacă, într-adevăr, aceste lucruri sunt la poliție... Tu poți avea o mare problemă când ați păstra copiii. Dar deocamdată vorbim despre o fată care a plecat la un minor care are 2 copii, minor care i-a caftit unul din copii, după care i-a lăsat de izbeliște la soacră sa. Punct. Și nu mă interesează cu